Odată cu stagiul de pregătire pe care Fece Vaslui îl va susține în această pauză competițională, Viorel Hizo va încerca să schimbe din mers atât tactica cât și sistemul de joc. Astfel, jucătorii care nu au apucat să intre prea mult în teren și să îmbrace tricoul galben-verde vor avea șansa de a-i demonstra în retur dulăului că merită să rămână la Vaslui. Tehnicianul a afirmat în nenumărate rânduri că are nevoie de cel puțin trei jucători de valoare care să întărească lotul și să confere siguranță. Acum, odată cu expirarea inter de a efectua transferuri, Dulăul poate să-și consolideze lotul prin achiziționarea jucătorilor mult doriți. Chiar și în eventualitatea în care la Vaslui nu vor veni nume noi cu lotul actual, Fece Vaslui rămâne în continuare una din principalele candidate la titlul de campioană. Din primăvară, suporterii galben-verzi vor avea oportunitatea de a vedea la lucru pe lângă jucătorii utilizați frecvent în prima jumătate a campionatului câteva fețe noi, dar și alți jucători care nu au apucat să demonstreze până în prezent că sunt valoroși.